Guvernul a aprobat o ordonanță care prevede acordarea concediului paternal pentru nașterea fiecărui copil, nu numai la primul așa cum era până acum. Crește și durata acestui concediu, a anunțat ministrul Muncii Marius Budăi. Conform Digi24, s-a aprobat acordarea concediului paternal la nașterea fiecărui copil, nu numai la primul copil, cum era până acum, dar și prin această ordonanță s-au extins categoriile de lucrători care pot beneficia de acest drept, a spus ministrul după ședința de guvern. Am majorat și perioada de acordare în sensul că acei părinți, tații care au și cursuri de puericultură, vor avea 15 zile de concediu paternal, astfel încât în primele zile de viață ale noului născut să poată fi alături de familie. Tații care nu au cursuri de puericultură vor avea în loc de 15 zile doar 10 zile la dispoziție, astfel încât să poată sta acasă în primele zile de viață ale noului născut, a adăugat ministrul, relatează Digi24.